așa arată una dintre cupele pe care le vom înmâna mâine seară. Pentru locul întâi, acesta este premiul acordat de noi pentru primul loc la secțiunea fotbal. Avem foarte multe surprize, avem foarte mulți invitați. Sportivii vor mai fi premiați încă o dată. Este rândul ziarului Jurnal de Dâmbovița să acorde premii celor mai buni sportivi din 2012, dar și antrenorilor cu rezultate meritorii. Ancheta Cotidianului, condusă de redactorul șef adjunct Costin Mihai, a durat mai bine de 3 săptămâni, în timp în care cei mai importanți oameni din sportul dâmbovițean au fost invitați să-și desemneze câștigătorii în opinia lor. De asemenea, au fost invitați să voteze și jurnaliștii de sport, dar și cititorii. Este un eveniment amplu. Nu știu dacă a mai avut loc, cel puțin organizat de un trus de presă, de un cotidian, de un ziar, un post de televiziune, o astfel de festivitate de premiere la asemenea nivel. Am extins anchetele noastre și pe extra fotbal. S-au votat, au fost voturile a trei categorii de oameni, cititorii noștri, specialiștii și jurnaliștii. Am solicitat părerea tuturor jurnaliștilor, n-am ținut cont că sunt prieteni sau mai puțin prieteni, și au ieșit anumite ierarhii. Unii spun că ar fi obiective, altele că mai puțin obiective. Nu am influențat sub nicio formă voturile. Vom premia cei mai buni fotbaliști, primii trei, vorbim de Alexandru Băluță, de Adrian Grigore, de Răzvan Dobre. Vom premia cei mai buni trei antrenori la fotbal, Nicu Croitoriu, Eusebiu Tudor, Remus Gălmencea, cei mai buni trei arbitri, Ionuț Iugulescu, Petruța Iugulescu, Marius Chițu, cei mai buni trei sportivi, Sorana Cârstea, George Preda și Gabriela Mărginean, cei mai buni trei antrenori extra fotbal, Nicolae Guțoiu, Florin Nini și Cornel Cornea, plus cititorul care a fost cel mai aproape de opțiunile, de rezultatele generale. În cadrul aceleiași gale se vor mai acorda și diplome de excelență. Sunt așteptați peste 50 de invitați, personalități și sportivi de renume din Târgoviște și Dâmbovița.